Bună ziua, este 20 octombrie 2013, a nins aseară. Aminteam într-unul din filme că ca timp suntem cu o lună înainte când vine vorba de iarnă și cu o lună după când vine vorba de primăvară. Temperaturile pe două săptămâni în urmă n-au fost mai cald de 9-10 grade. Acum este duminică, pe la prânz să zic, și sunt 0 grade, de dimineață erau minus 4. Încercăm să terminăm totul, să ne pregătim de iernat. Ce am vrut să spun? S-au discutat pe forumuri tot felul de... S-a dat lumea cu părerea și sunt lucruri care, să zic așa, nu sunt adevărate. S-a spus, să încep de exemplu cu acea matcă, n-am avut de lucru și m-am spus că de lucru și la $1000 de o matcă. Au fost persoane care au sărit în sus și așa mai departe legat de preț. Spuneam, face fiecare cum știe, ce știe, dacă vreți să fac, ca să zic așa, o paralelă, poți să cumperi un cal de la o herghelie și vedeți cât plătiți pe el, sau puteți cumpăra un cal dintr-un târg și probabil că prețul este altul. Când vine vorba de calitate, să știți că de regulă se plătește. Altă problemă a fost că legislația aici în Canada nu ne permite să punem mai mulți de 40 de stup. Așa ceva nu există. Puteți să puneți cât stup vreți dumneavoastră. Deci nu există nicio lege care să ne interzică să punem mai mult de 40 de stupi, dar lumea s-a făcut afirmații că legislația aici ne obligă la 40 de stupi și așa mai departe. Deci pot să pun și 500, că nu interesează pe nimeni. Da, deci dacă s-ar putea, deci în momentul în care să fac afirmații să fie, să zic așa, acoperite. Cum spuneam, ne pregătim de iernat. Săptămâna asta vom aduce, săptămâna viitoare, deci peste 7 zile, în weekendul următor, vom aduce nucleere la interior. Sunt cei care nu sunt înveliți. Aici este locație de nucleere de 6 rame, deci 6 în dublu, deci 12 rame. Iar ceilalți vor intra la interior. Deci aici să văd și de 3 rame. Legat de urdiniș, s-a spus că sunt 2, deci toți stupii au câte 2 urdinișuri. Deci vedeți pe cei de 3 rame, au urdiniș aici și au această gaură în partea de sus. La ceilalți se văd, sunt prelate. Mă duc mai aproape. Da. Sper că se vede. Deci poate să iasă în partea de sus. Sau poate să iasă în partea de jos. Da. Vedeți? Au urdinișuri. Deci toți au câte 2 urdinișuri. Sunt cei de 5 rame. Da. Deci 2. Are urdiniș aici și acea gaură în partea de sus. O altă treabă, voi răspunde lui Stelica, i-am văzut ultimul film pe care l-a postat, a făcut un fel de prelată. Aici sunt 4 nuclee care sunt deja pe 20 de rame, deci sunt stupi. Dau mai aproape. Cineva îl întreba legat de șoareci. Hai să vorbim și de șoareci. În fiecare locație, nu știu dacă ați observat, sunt 2 cutii. Da. Este o cutie normală, făcută din resturi de placaj. Iar înăuntru vom băga o travă. De vedeți, arosul, voi aduce și voi băga o travă. Iată, le
Uite să vedem. Unde e cât e? Da. Am băgat o travă pentru șoareci. Da. Deci are două găuri. Sper că s-a văzut. Una în partea asta și una în partea asta. Iar sub fiecare prelată, sub fiecare pernă, deci este o cutie aici și mai trebuie să mai fie una. Uite aici. Da? Deci acestea sunt pentru șoareci. Iar legat de prelată, să-l desfac pe acesta. Deci sub fiecare pernă se află câte o... câte o bucată de... Văd o cameră mai aproape. Deci sub pernă. Se vede aici. Da. Deci în cazul în care șoarecele că intră, se bagă pe sub prelatele, le mai roade, deci se va băga sub pernă, acolo este cald. Și așa ferim stupii de șoareci. În rest, prea multe n-am ce să vă mai spun decât să vă urmez. Urez o iarnă ușoară și cam atât. Deci sezonul pentru noi s-a terminat. Toate lucrările care vor fi de acum încolo vor fi la interior. Deci pe la stup nu mai dăm prea mult. Mai dăm să verificăm capcanele pentru scung și cam atât. Deci după ce vor intra cei mici la interior, am terminat-o pe anul acesta. Cum spuneam, să aveți o iarnă ușoară și să vă iasă stupii în primăvară. Numai bine!